la profanare cu exerciții de matematică. Bun. Deci, divizibilitate, da? Dragilor, din ce ne amintim din clasa a patra chiar, sau chiar a treia, pentru oricare două numere date, A și B, găsim alte două, cât și des, nu? Cât facem împărțiri. Ia să vedem. Dacă faceți 237, împărțim la 15. Ia să vedem ce se întâmplă. Intră de două ori. Ba nu, încă o dată. Deci facem o dată. 15. 5 din 13. 5 din 13. 10 minus 5. 8. 87. 87 merge de? 5 ori. Da? Deci de 5 ori. 75, restul este 12, e bine. Restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul totdeauna. Și acum, cum să transcrie chestia asta? De împărțitul egal cu împărțitorul, oricâtul, plus restul. Deci voi spune, 237 egal cu împărțitorul 15, oricâtul s-a produs să fie tot 15, dar nu totdeauna se întâmplă așa, da? Și plus restul, 13. Teorema împărțirii cu rest, sigur că da. Teorema împărțirii cu rest. Deci, așa lucrează teorema împărțirii cu rest. Restul de totdeauna este mai mic decât împărțitorul. Da? Tot timpul restul e mai mic decât împărțitorul. Decât împărțitorul. Ia să scrie cum? Cum să scrie? De împărțitul, de împărțitul egal cu împărțitorul, oricâtul plus restul. Să țineți minte toată viața așa, da? Chestia asta. De împărțitul egal cu împărțitorul, oricâtul plus restul, cu observația că restul e totdeauna mai mic decât împărțitorul. Ei, restul ăsta poate să fie 0, 1, 2, 3, până la când îl atingi, mai mică unitate decât împărțitorul. Că dacă ar fi exact împărțitorul, ar mai merge odată. Da? Din cauza asta, sunt și situații când R e egal cu 0. Deci dacă, dacă R e egal cu 0, atunci ce devine teorema împărțirii cu S? De împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul. Da. Nu mai pot să pun restul peste 0. Nu, adică nu o să mai pun peste 0, da? În condiția aceea, când am zis la un moment de asta, fac atât de plăcut, deci nu, împărțirea se face exact. Împărțitorul se asumește divizor. Da? Deci împărțitorul care a asigurat împărțirea exactă se numește divizor. Deci în clipa asta rezultă că I egal divizor. Divizor. Pentru D. D este un divizor, adică a făcut împărțirea exactă. Deci este divizorul unui număr? Este acela care asigură împărțirea exactă. Iar în matematică scrim așa. D se divide, uitați așa cu trei puncte, D se divide la I. D se divide la I. Deci D se divide la I. Dar tot așa, așa devine, D se divide și la deci D se divide la I, dar tot atât devine, pot să spun că D se divide și la K. Adică eu pot să-mi închipui că împărțirea s-a fost la C și dă pe I. Deci, D se divide și la C. Adică I și C sunt divizori al lui D. Da? O scriu că D se divide la I, D se divide la K, se mai scrie și în felul următor. I îl divide pe D. I este un divizor al lui D.
deși așa se scrie în matematic, sau cât ce îl divide pe if. Hai să luăm pe 6, exemplu. Pe D vreți să-l ce îl divide pe D, da, corect. Foarte bine, când observi o chestie de asta, ești pe fază și mă atenționez. Da. Uitați, 6 egal cu 2 ori 3. Da. 6 egal cu 2 ori 3. Și de aici constat că 2 este un divizor al lui 6, când făcut în părțile exacte. Și scriu așa, 2 divide pe 6. Sau, se mai scrie că 6 se divide cu 3 puncte. 6 se divide la 2. Și tot atât de bine 3 îl divide pe 6. Sau că 6 se divide la 3. Iar mulțimea divizorului 6, de indice 6, va fi egală cu 1 și 6, care se numesc divizori improprii. 2 și 3. Divizori improprii. Da. Și la care adăugăm pe 2 și 3, care poartă numele de divizori proprii. Divizori proprii. Da? Divizori proprii. Deci orice număr are divizori improprii și divizori proprii. Sunt și numeroare care erau numai divizori improprii? Da. Ce numere? 5. Numere prime. 5. Deci dacă scrim divizorii lui 5, egal cu 1 și 5, atunci rezultă că 5 este număr prim. Asta și la sapata. Da, 5 număr prim. Deci, numerele care nu au alți divizori decât pe cei improprii, se numesc numere prime. Da? Spuneți-mi toți divizorii lui 20. Toți divizorii lui 20. Zi, Ștefan. 1 și 20 improprii. Îi punem și aceștia improprii. După care vedem alți divizori. Proprii. Acum proprii, sigur că îl dau pe toți. 5 și 4. 5 și 4. Adică 4 la 5 și 4 la 4. Da, corect. 5 ori 4 fac 20. 2. 2 și 10, ca să mergem în paralel. 2 și 10. Și mai aveți ceva? Deci 2, 4, 5 și 10. Cam ăștia sunt, nu? Ăștia sunt divizorii lui 20. Care sunt divizorii? Divizorii lui 72. Așa. Poftim. 1 și 72. 1 și 72. 3. 3. Alo. Bună seara. Mihai, sunt în timpul lecției, nu-ți pot răspunde. Mai târziu știi, la 9 încolo. Bine, mă salut, mersi. Deci, divizorii lui 72 sunt 1 și 72, după care 3 ai spus tu. 2. Da. Sunt parte la 72, sunt parte la 2. Da. 2, 3. 5, nu. 5, nu. 6, da. 6, da. Sigur? Da. 72 la 6, 6. 6, da. 4. 4. Este divizor? Nu. Nu se împarte 72 la 4? 4 în 7 odată. 32. Deci, bun și 4. Bun și 4. Apoi. Sub 8 o fi. 8. Nou. Eu am scris pe 2. Da? 8. 9. 12. 12. 18, 24. 36. 36. Mă, dar cum ai găsit tu pe toți așa? Ce tehnică ai? 72 îl descompunem. E să descompunem pe 72.
Care înseamnă, 72 înseamnă? Se împarte odată la 2. 8 ori 9. Da. 8 ori 9 fac 72. Mm-hmm. Iar 8-ul ăsta face 2 la 3-a, ori 3 la 2-a. Da. Și acum, ca să găsesc divizorii, mă leg cu 2. 2 la 1-a, 2 la 2-a, 2 la 3-a. Adică 2, 4, 8. Deci am urcat, atenție, până am epuizat exponențul. Exponentul. 2 la 1-a, 2 la 2-a, 2 la 3-a. Dacă era și 2 la 4-a. Urcam până la 2 la 4-a. Deci cu 2 până epuizez exponentul, până la puterea respectivă. Deci 2 la 1-a, 2 la 2-a, 2 la 3-a și stop. Mă duc la 3. 3 la 1-a, 3 la 2-a. Da? 3 la 1-a, 3 la 2-a. Acum, iau combinațiile. 2 ori 3, ca și cum ar fi ăsta la 1-a și ăsta la 1-a. 6. Deci 2 ori 3. 2 ori 9. 3 la 2-a. Fii atent că acum punem o tehnică la punct de nimic nu mai poate întoarce. Ca să găsim pe toți. Este esențial să găsim pe toți. Insist. 2 la 1-a, 2 la 2-a, 2 la 3-a. Când 3 la 1-a, 3 la 2-a. Dacă mi-ai fost și 5, spuneam 5 la 1-a, 5 la 2-a, 5 la 3-a, până când te pui de-am pe ea. Acum, încep acum cu 2, cu 3. Deci 2 ori 3, 2 ori 3 la 2-a. 2 ori 3 cât face? 6. Și 2 ori 3 la 2-a, adică 2 ori 9, 18. Urmă, 2 la 2-a. 2 la 2-a ori 3. 2 la 2-a ori 3, 4 ori 12. 4 ori 3, 12. Apoi 2 la 3-a. 2 la 2-a. 2 la 2-a. Păstrez 2 la 2-a cu 3 la 2-a. 4 ori 9? 36. 36. Și pe 2. Și urmă, iarăși cu 8, 2 la 3-a, am urcat de la 2 la 1-a, 2 la 2-a. 8 ori 3. 2 la 3-a ori 3. Vreau să vă spun așa. Cu 2, îl cuplez cu 3 și 3 la 2. 2 ori 3 face 6 și 2 ori 9, 18. Pe urmă, 2 la 2-a cuplez cu 3 și 3 la 2-a. Care mă conduce 4 ori 3, 12 și 4 ori 9, 36. Da? Și în sfârșit, cu 2 la 3-a urc pe 2 până am epuizat. Și vine cu 3 și 3 la 2-a. Adică 8 ori 3, 24 și 8 ori 9, 72. Adică chiar numărul în sine. Da? Mă urmăresc, eu vreau să vă atrag atenția asupra modului în care găsesc toți divizorii. Că e o problemă, Daria. Dacă nu iau pe toți, unul lipsește, am mințit că am găsit mulțimea tuturor divizorilor. Eu trebuie să am o șmecherie care să-mi permită să nu scape niciunul. De aceea, descompunem pe 72 ca un produs de puteri cu numere prime la bază, adică 2 și 3, cum sunt numere prime, nu au alți divizori. Și când încep să văd mulțimea tuturor divizorilor, zic așa. Mă iau de unul din 2, apoi 2 la 1. 2 la 2-a, 2 la 3-a, până ajung la maxim. Și 3, 3 la 2-a. Deci, de ce m-am oprit la 8? Că 2 la 3-a face 8. Deci am pe 2, pe 4, pe 8. 3 și 9. 2, 4, 8. 3 și 9. După care, încep. 2 ori 3. 6. 2 ori 9, 18. Acum, cu 4, urc pe ăsta, 2 la 2. 4 ori 3, 12. Și 4 ori 9, 36. Și urc cu 2 la 3-a și iarăși cu 3 și cu 3 la 2-a. Cu 3 face 24 și cu 9, 8 ori 9, 72. Ați greșit. De ce? Ați uitat pe 1, nu? Da. E pus de așa.
Nu poți să scrii 2 la 0. Nu, păi, 1 și numărul simțime. Sunt numere, sunt divizori improprii, nu? Numiți. Dacă m-ați înțeles, e bine. Dacă nu, vedeți pro forma lecția care va fi pusă. Eu am repetat de 2 ori. Voi, acasă, când după ce lecția pe internet, puteți vedea lecția asta, acum o urmăresc foarte mulți prieteni de-ai noștri și îmi povesteau cineva că la puteri stau cu ochii, au tastat puteri și au apărut toate lecțiile cu putere. Da, clasa 5-a e cea mai urmărită, să știți. Păi da, am văzut că acum e material mare. Deci când ți-a făcut 200 lecții și se poate vedea topul lecțiilor, așa, care sunt cele mai urmărite. Și da, nu sunt a 8-a, nu sunt... A 5-a și cei mai urmăriți. Sigur că da. Aici părinții sunt reuniți, aici sunt și multe lecții, iată, în contrastă. Da? Deci e pe top, chiar în top lecții. Este la 5-a, deci lecții la clasa a 5-a, da. Așa este. Și o lecție de al Mario și restul de a 5-a. Da. Chiar m-am uitat astăzi. Da, de urmărit tot. Am urmărit tot. De pe ultima lună. Da, de pe ultima lună. Foarte fain, da. Așa. Eu nu am înțeles unde să mă abonez. Am căutat cu lumânarea, domnul profesor. Dar el zice că pe YouTube. Zic, nu fac pe YouTube. Dar pe YouTube, că n-ai unde să te abonezi pe net. Pe net? Pe Google. Eu pe Google, eu pe blog, vreau acolo. Ce mă spune? Eu știu, am să-l întrebi, Cristi. Zici, nu mai pe YouTube, dar pe YouTube puteți să vă abonați. Și eu zic, eu pe YouTube nu mă abonez. Mai interesant. Dar întrebați-vă ca să știm. Da, da, da. Să spune cum anume se pot face abonamentul, da? Da. Exact. Eu m-am abonat pe dumneavoastră. Tu te-ai abonat, da? Da, pe YouTube, dar da, poate nu-i bine pe YouTube, știți, mă gândesc. Da, da, este bine. Știi la ce mă gândesc, domnul Cătălin? Da, sunt eu la ce mă gândesc, nu? Da, poate de la YouTube, așa, toate. Da, să vedem dacă aș fi singura variantă. Eu te căut sună acum, te Cristi. Fiindcă voi ați ridicat problema asta, abonat. Trebuie să nu mă desabonize. Păi, dacă nu mai trebuie să mă abonați. Da, dacă ar fi direct la domnul profesor, așa, o să Dacă se face 100.000 de abonați ca canalul, primește de la YouTube o înștiințare că vă felicităm că bla bla bla, ați primit acest așa, da, cadou pentru o felicitare, cum ar veni. O felicitare la 100.000 de abonați? Da. Și vă mai dă și eu un fel de bate, da? Atât? Nu, o să-i dă... Cristi, sunt de la casa a 5-a acum, în lecție. De ce? Și... Alo, mă auzi, Cristi? Da. A apărut o întrebare, zice, ne abonăm, că ei tot insistă, vă abonați la Prof Online. Dar pe YouTube trebuie să fac asta, nu? Așa. Deci nu pe Google. Deci nu pe Google, nu în... În blog, da. Și pe blog? Nu, nu fie abonat. Dar cum? Dar cum? Deci încă... Adresa de e-mail? Cu adresa de e-mail? Da, și primeați e-mail în orice câte ori apoi lecții noi. Asta înseamnă că ne-am abonat? Da, așa am găsit, dar ajută asta? Mai ușor pe YouTube. Și pe YouTube. Și pe YouTube arată. Deci este tot atât de bine și pe YouTube și pe... Da. Da? Asta nu știam să le răspund. Bun. Da, și nu uitați să mai spun la începutul lecțiilor, că sunt câteva lecții care nu am mai spus. Așa, da, o să... Mai zis, deci o să insistăm, Cristi, pătrare, pe chestia asta, bine. Da. Gata, așa, fac. Bine. Așa, domnul profesor, da. Și când faceți 100.000 de abonați, vă trimite o științare ca să vă putați. Da? Deci e bine că și nu puteam YouTube. De fier. Da. Mă întorc acum
și punctăm faptul că avem știința de a prinde toți divizorii. Deci avem știința de a prinde toți divizorii unui număr. Da? Știm cum se prinde, nu mai încape nicio discuție. Mai fac încă o... vedem o cărcoare ce. Deci... Așa, așa. Vreau să găsiți voi acum divizorii. Deci... Vreau divizorii numărului următor, care rezultă din... Așa. E numărul X egal cu 3 ori 2 la a doua ori 5 la a doua. Și vreau mulți divizorii. Deci divizorii... Și care este ăsta? Dacă vreți să-l putem zice. E 5 la 2 face 25. 4 ori 25 face 100. Ori 3 e 300. Deci de toți divizorii sunt de 300. Deci de 300. Da? Egal cu. Deci mulțimea tuturor divizorilor lui 300. Idei. Cine? Ștefan, ți-a rog. 1 cu 300. Deci 1 și 300, ce e improprii? Apoi. Ce? Da. Poți 2 cu 150. Da. 2 și 150, tu l-ai luat pe 2 și ai văzut că s-a învățit exact, da? Deci 2 și 150. Bun. Și 100. Da. Da? 304. Deci 3 și 100. El îi merge în pericările astea. Ați înțeles cum face el, da? Deci cum face în parte și vede și câtul. Și câtul îl s-o bate și câtul. Altul. 30. Da? 30. 5 merge. 5 merge, sigur că 10. Da. 10. 100. 100, da. Hai. 100, e pus 100, 3 și 100. 6 merge. 6 merge. 6 merge, da? 6 cu 50. 6 cu 50. 20 cu? 50. 20 cu 50 nu, nu cred că este. Nu, 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 am zis că 20 cu 50 merge. A, 20 și 50, da. Cu 6 merge... Da. Tocmai asta vreau să vă spun, că în felul ăsta nu veți avea garanția că nu sunt toți divizorii. Deci eu mi-am făcut datoria să vă atrag atenția că într-un alt mod veți avea șansă să prindeți toți divizorii. Deci 1 și 300 e improprie, da? Improprie. La care adăugăm? 2. Uitați-vă cum ia. Pe 3. Da? Pe 3. Pe 2. Și pe 5. 3, 2, 5. Apoi. 3 ori 2. Da? Dar cum uite eu asta? Păi tocmai asta vreau să spun, ca să-i putem lua pe toți. Păi dacă faceți 2 la 1 ori... Deci am luat 3, 2 și 5. Da. Fără să țin de putere. Da? 3, 2 și 5. Acum zic 3 ori 2. 6. 3 ori 5. 15. Și 2 ori 5. 10. Deci am făcut eu încă o dată. 3, 2 și 5 individual și produse de câte două. Ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta și ăsta cu ăsta. Nu aveți unul, 60. Un pic. Și 3 ori 2 ori 5, toate 3 mulțite. 3 ori 2 ori 5. Cât fac 3 ori 2 ori 5? 30. Bun. În
ce variantă am gândit eu aici? Am gândit varianta 3, 2, 5. Deci numai 3, 2, 5 sunt așa. Ele individuale luate, 3, 2, 5. 3 ori 2, 3 ori 5, 2 ori 5. Și 3 ori 2 ori 5. Un alt triplet care e a naștere este 3, da, atenție, 3, 2 la 2 și 5. 3, 2 la 2 și 5. Și înseamnă 3, 3 la 2. 60. 2 la 2, cât face? 4. Deci și 5 îi luat, nu? Și acum luăm 3 ori 4. 60. 3 ori 4, David. 12. 12. Ori 5, 60. Da? Nu toate 3. Câte 2 acum. La sfârșit câte 2. Da? Deci 3 ori 4, 12. Apoi 3 ori 5, 15 și luat. 4 ori 5, 4 ori 5, 20. Și acum voi avea tripletul 3, 2 la 2, 5 la 2. 3, 2 la 2, Daria. Acum ești ca să-i prinde tot ăsta. Vreau să vedeți ceva interesant. 3, 2 la 2 și 5 la 2. Și am 3, îi luate. 2 la 2, adică 4, îi luate. 5 la 2? 25. 25 nu-i luat. 25. După 25... Acum, câte două? Produsul câte două? 3 ori... Ori 4, 12 e luat. 3 ori 25. 3 ori 25... 65. 3 ori 25, 75. Nu-i luat. 3 ori 25, 75. Și 4 ori 25, de 4 ori câte 25, 100. Și 100. 150. Și acum, 150, de unde ar provine 150? 4. Din 3 ori 2 ori 5 la 2. 3 ori 2 ori 5 la 2. 3 ori 2, 6 ori 25, 150. Pe 50, adică 25 ori 2. Deci trebuie să-l vedem și pe 25 ori 2. Înseamnă că trebuia, în momentul care am luat pe 5 la 2. Dar scris pe 2. Așa, trebuie să iau și 3 ori 2 ori 5 la 2. Și face 25 ori 2, 50. Așa. Și cred că le-am mai cuizat pe toate. Da. 6 ori 25, 150, cam asta sunt toate toți divizoarele. Deci trebuie să aveți o tehnică încât să îi prindeți pe toți. Și asta îți va atrage atenția. Deci le luăm 3, 2 și 5 puterne. În urmă, creștem unul din ele și iar le luăm pe toate. Creștem pe al doilea și iar le luăm pe toate. Și în sfârșit, am două crescute și veți vedea toți divizorii. Bun. Cred că cu divizorii am clarificat-o. Dar acum, hai să vă spun așa. Criterii de divizibilitate. Notați, criterii de divizibilitate. Criterii de divizibilitate. Criterii de divizibilitate. Primul criteriu. Un număr se divide la 2. Un număr se divide la 2. Când? Poți nu? Când nu numai ce spart. Ultima cifră este 4. Deci 2 divide N. Asta e N. Dacă și numai dacă, ne arată ca un număr în care aici ultima cifră 4. Da? Ultima cifră este 4.
Adică ce este? Fii 0, 2, 4, deci ultima cifră. Hai să spunem X. X aparține mulțimii 0, 2, 4, 6, 8. Deci, un număr 2 divide pe n, dacă el este scris așa, ultima cifră 4. 2. Cu 3. Cu 3. 3 divide pe n, dacă și numai dacă. Când suma cifrelor sale se divide la 3. Da? Dacă și mai dacă suma cifrelor, scrieți în cuvinte, dacă și mai dacă suma cifrelor sale se împarte exact la 3. Da? Suma cifrelor sale se împarte exact la 3. Da, da. Al treilea criteriu, la 5. La 4. La 4, vezi, da? Da. Bun. 4 divide pe ea, dacă și numai dacă. Când ultimele două cifre se divide X pe ea. Da. Un număr... Asta e și cu 25. Da. Da, sigur că da. Deci, un număr, 4 divide pe ea și 5, 25 divide pe ea, dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, ultimele două cifre se împart exact fie la 4, fie la 25. La ultimii două cifre se împart exact fie la 4, fie la 25. Știi de ce e adevărată chestia asta? Nu că v-am zis eu. Dar trebuie să gândim de ce. 4 ori 25 cât face? 4 ori 25 egal cu 100. Alo? Alo? Alo, da? Am să audeți o mărău. Păi uite, fac acum mișcare ca să audă, da? Bine, mulțumesc. Și o fetiță să uite și să nu se mai audeți o mărău, că uitați încă bateriile. Și... Deci o număr se împarte la 4 și la 25 când ultimele două cifre se împarte exact la 4 și la 25. Da. Da? Și eu întrebam de ce și răspunsul ăsta este că 4 ori 25 fac 100 și ultimele două cifre, acele sunt importante, că până la cifra sutelor este angajat. Treaba asta este rezolvat. La 5. Un număr se divide la 5. Când ultima cifră de acolo, deja fie în arată de forma puncte, puncte X, atunci X aparține mulțimii 0 sau 5. Și 6, 4, 5, 5, 5 la criteriu. La 6 nu știu. Nu, la 6 nu avem criteriu, la, să zicem, la... La 10. La 6 dacă divide la 2 și la 3. Exact, nu avem. La 4, la 9. Deci? Deci un număr se divide la 6, dacă se divide la 2 și la 3. Deci 6 îl divide pe ea, dacă și numai dacă, 2 divide pe ea și 3 divide pe ea. Asta înseamnă că ți-a asigurat divizibilitatea la 6. 2, 3, 4, 2, 5. Da. Da, mai aveți 10, dar 9. La 9. Și 10. Bun. Deci să zicem 5, 6.
9 divide pe n, dacă și numai, dacă suma cifrelor sale este se împarte la 2. Da, dacă și numai, dacă suma cifrelor sale se împarte exact la 9. Ca și la 3. Ca și la 3. Încep să se repete de la un moment dat. Da. Da, au un exercițiu care... Nu mers, da? Da. Acum ne vom. Ultima cifră aceea, x-ul, x aparține, x egal chiar cu 0. Așa știți bine că spați la 10, la 100 și nu mai departe. Haideți să facem repede. E gândită ăla, știți? E gândită ăla. Au așa, știți, pe mă, dacă A îl divide pe B, A se divide la B. Deci dacă A se divide la B, uite-mă poate pe problemă. A se divide la B. Și B se divide la A. Și B se divide la A. Rezultă ca egal cu B. Rezultă ca și egal cu B. Da, trebuie să nu știu. Păi e o proprietate bătrânii carte. Asta. Și ce să demonstrați? Ce să demonstrați? Deci dacă A divide pe B și B divide pe A, atunci e egal cu B. Să facem asta, da? Da. Păi... asta înseamnă că avem 6 sau 6. Am fost 6. Sau 3. Da, da. Totuși să încercăm să dovedim chestia asta. Deci noi le avem pe amândouă astea. Da. Și din astea amândouă se reduce ca egal cu B. Exact. Aș te demonstrezi ei, nu? Asta e ce sigur, că, da. Sigur. Deci eu simplu, dar demonstrat e mai greu. Asta, noi ca proprietatea și bine. Uite, ce înseamnă că A se divide la B? Înseamnă că A se împarte exact. Da. Deci A este egal cu B, împărțitor, un cât ce unul. Da. Din? Da. Ce știm la divizibilitate. Da. Ce înseamnă și, avem și, B divide pe A. Înseamnă că B-ul se scrie ca fiind A, ori ce doi. Ori ce număr. Ce doi. Da? Atunci, astea două eu le am. Aceste două relații le am. Da. Pot foarte bine să mă duc pe B să-l înlocuiesc aici. Corect. Și atunci, din cele două, rezultă că A va fi egal cu A orice 1, orice 2, orice 1. Sau A orice 1, orice 2. Da? Da. M-am prins. Cu A se elimină. Deci împărțim egalitatea printr-un A. Și o să fie egal cu 1. 1 egal cu C1 ori C2. Ce două numere mulțite naturale se facă 1? 1. Asta dacă și numai dacă C1 egal cu C2 și egal cu 1. Corect. Asta e explicația? Da. Sigur că da. Și acum dacă locuim pe C1 și C2 cu 1, atunci A-ul devine A egal cu B ori 1. Dar A egal cu B. Și asta să mai egal cu B. Deci așa se demonstrează. Ați înțeles copii, da? Și mai au. Insist încă o dată. Deci faptul că A se divide la B înseamnă că A-ul e B oriceva. Da. Ori în ce una, sau în cât. Nu știu ce. Da. Dar faptul că B îl divide pe A înseamnă că B este egal cu A ori ce doi. Înlocuim. Și locuim, eu pe astea am, locuim în loc de B cu A, C2 și atunci vine A egal cu A mulțit cu C1, C2. Împărțim totul prin A și apare că 1 egal cu C1, C2 fiind în mulțimea numele naturale, C1, C2 n-au decât șansa să fie 1. Da. Cam. Cine ori, cine să facă 1? Da. C1 egal cu C2 egal cu 1 și locuim. Bun. Și atunci A egal cu B. A egal cu B. Bun. Și dacă A îl divide pe B, dacă o altă chestie. O altă proprietate. Da, da, da. Dacă A divide pe B și C îl divide pe B, nu se divide. Îl divide. A îl divide cu bară. A este un divizor, da? A, da. Deci dacă A divide pe B, da.
îl divide pe B. Și ce îl divide pe B? Ce îl divide pe B? Atunci A plus ce îl divide pe B? Atunci A plus ce îl divide pe B? Îl divide pe B. Deci, dacă A e în divizor al lui B și C e în alt divizor, atunci suma lor este un divizor al lui B. Corect. Tot așa înlocuim? Păi asta, trebuie să mă apuc de lucru să văd ce înseamnă aici. Ce înseamnă adică A divide pe B? B egal cu A. B egal cu A. B egal cu orice unul. Și hai să plecăm. Deci faptul că A divide B înseamnă de aici că B e egal cu A ori C1. Și că e mai egal cu C ori și faptul că C divide pe B înseamnă că tot B este egal cu C ori C2. C ori C2. De aici, eu trebuie să trag concluzia că A plus C divide A plus C divide pe cine? Pe B. Pe B. Adică ar trebui să ajung la următorul raționament. Că B egal cu A plus C totul de înmulțit cu cu un C3, cu un număr al C3. Ei, dar eu știu că B este AC1. B este C, C2, da? Prea bine mie să cred că este proprietatea corectă. Nu-i dat la proprietate, dar e ca să facă... Da. O temă. Ca o temă. Dacă găsesc un contraexemplu, i-am eliminat. Da. Uite, 2 divide pe 6. Și 3 îl divide pe 6. 3 divide pe 6. Corect. Dar 2 plus 3 nu divide pe 6. Corect. 5 nu divide pe 6. Corect. 5 nu divide pe 6. Vedeți? Este o proprietate prostă. Da. Ca în ieșințul. Ai scris tu greșit? Nu. Așa am dat în brasă. Nu, nu poate să fie adevărat, pentru că avem contraexemplu. Poate A orice. Poate A orice. Orice. Așa, da. A orice poate să fie corect. Adevărat. Corect. Îl divide pe B. Mă deci, gândesc. Sigur că da. Și după exemplul nostru ar putea și fi. După exemplul nostru merge. Așa și deci, zic, David. Nu A, A orice. A plus C, dar tu le copia de pe da. Ei, probabil că nu au fost prea atente și mergem așa. Deci A orice divide pe B. Adică B egal cu A orice. Ori altceva. E așa. Deci, din clipa în care știu că A divide pe B, B se scrie ca orice unul. Corect. Dacă C e în divizora pe B, B se scrie ca fiind C ori C2. Ia să vedem cum folosim. Trebuie să ajungem că B se scrie ca orice ori altcineva. Din asta. Pentru că ne zicem că B egal cu orice. De, deci dacă să facem ce lucru? Să spunem. Dar de ce trebuie să mai facem ori încă albumă? Deci la acest, acest lucru se întâmplă. Da. B egal cu orice lucru, nu? B egal cu C orice. Dacă e egal pe cele două... A, C1 egal cu C, C2, nu trag nicio da. Concluzie. Dacă am să... Ia să văd așa. Legal întâlnit A, C1 egal cu C, C2, pentru că este același da. B. Și dacă am să mulțesc în ambii membri cu un C2, A cu un C2 sau cu un C1, ce ar să apară? C, C2 este B, ori un C1. Eu vreau să apară A ori C, nu? Da. A orice. Hai să fac așa. Să mulțesc egalitatea asta cu un C. Și apare echivalent cu A orice.
power C. Din C2? Păi orice dacă ori. Înțesc un C peste tot, a, ori C ori C1 egal cu C pătrat, ar veni C pătrat ori C2. Dar C pătrat ori C2 nu mă ajută, numai C, C2 este pe. Deci C C2 este pe. Și aș avea aici A ori C ori C1 egal cu C ori C ori C2, da? Și C, C2 ar fi cât? C, C2 este B. Și ar face că A ori C ori C1 egal cu C ori B. Dar dacă aș împărți prin ce egalitatea asta... Ne-am întors din unde am plecat. Deci nu este ideea cea mai... Este exercițiu. Da, totuși 2 îl divide pe 6 și 3 îl divide pe 6 în exemplu particular. Și mai știm bine da, că... Da, noi știm asta. E posibil ca produsul lor să divide pe B. Avem și chestia asta. Uite, mai îl divide pe 12, mai luăm da. Puțin. 3 îl divide pe 12. Atunci 6, 2 ori 3, divide pe 12. Deci este adevărat, așa, da. Un produs este corect. Da. Deci, de exemplu, așa să ne conduc spre treaba asta. Da, dar cum demonstrăm? Aici, acum vrem să vedem mai exact. Deci, ca mod de lucru, înseamnă așa. Dacă este divizor, B egal cu AC1. B egal cu C, C2. Și dacă le înmulțesc, vine B pătrat. Egal cu AC, C1, C2. Și de aici eu vreau numai B să-mi rămână, nu B pătrat. Ia să vedem, este chestie care nu o surprinde acum. Dar ea este o treabă destul de simpluță, numai că nu vedem. Deci cu produsul rămâne clar. Da. AC divide pe B. Până o să văd asta, o să ridic, să facem o alta. Dacă D divide pe A și D divide pe B, atunci D divide A, A ori alfa plus B, A ori C1 plus B ori C2. Deci dacă D divide pe A, D divide pe B, atunci D divide A mulțit cu un număr, plus B mulțit cu alt număr, C1 și C2. Ia să vedem cum arătăm asta. Dacă D divide pe A, ce înseamnă D divide pe A? Înseamnă că A egal cu D ori... C1. Ori M, ori N, ori un număr. Deci, din faptul că D divide A, înseamnă că A egal cu D înmulțit cu un număr F. Din faptul că D divide pe A. A egal cu D urmă. D divide pe B, înseamnă că B egal cu D ori N. Deci, încă o dată, faptul că D îl divide pe A, da, înseamnă că A ăsta, care e mai mare, să scrie ca D înmulțit cu cineva. Da. Faptul că D divide pe B, înseamnă că D este da, D ori or N. Înmulțim egalitatea asta cu C1 și alta cu C2. Deci rezultă că
O să fie A ori C1. A ori C1. Egal cu D ori M ori C1. D ori M ori C1. Și coborăm în jos. Da. Și o să fie B ori C2. B ori C2. Egal cu D ori N ori cât ori. M ori C2. Păi dacă noi observăm că acum... Și dacă le adunăm, da. Deci dacă le adunăm, avem nevoie de asta. A ori B. A ori C1. Ori C1, ori B ori C1. Plus B ori A plus B ori C1. Ori C2. Ori C2 este egal cu D ori M. D ori C1. Ori C1. Plus D ori N plus C2. Ori C2. Da. A, ori C2. Să facem de factor comun. Factor comun. Și să fie de pe lângă. Deci AC1 plus AC1 plus BC2 este egal cu D pe lângă. Pe lângă M or MC1 plus MNC2. MNC2. Și faptul că ăsta spui D oriceva, D oriceva, înseamnă că D este un divizor acesta. Deci de aici rezultă că D este un divizor al lui AC1 plus BC2. Și acest lucru l-am arătat. Deci AC1 plus BC2. Să revenim aici, să vedem dacă vedem chestiunea asta. Deci dacă A divide pe B divide pe și C divide pe B, înseamnă că șa orice divide pe B. A orice. Deci eu trebuie să le înmulțesc și mi-apare P la a doua egal cu A orice, orice 1, C2. Dar apare P pătrat și nu mi-ar place să fie P pătrat, ci B să fie. A orice și ce unul ce dă-ți lui ce trece. Adică un exercițiu foarte complicat. Nu e așa complicat. Nu vedem noi acum ideea. Practic, din exemple concrete, ne dăm seama că este adevărată treaba asta. Da, dar e. Dar cât privește suportul teoretic, pare un pic mai dificil. Da. Acum o să fie o să le vin eu asupra aceste chestiuni. Rămâne să mă uit exact de ce nu văd acum. Hai să mai facem câteva aplicații, da? Da, ia uitați-vă așa. Să se găsească toate numele de forma 2x3 2x3 divizibile la 9. Deci 2x3, toate numele 2x3 divizibile la 9. X poate fi egal. Deci 2x3 divizibile la 9. X poate fi 4. De ce 4? Ca suma lor și de 9. Deci suma lor trebuie să fie 9. 2 și cu 4, 6 și cu 3, 9. Și 9 se împarte, da? Da. Deci când se împarte? Dacă și numai dacă. Dacă 2 plus 2 plus 4 plus 3 egal cu 9. 2 plus 4. Nu știu cât e 4. 2 plus 6. 2 plus 6 plus 3 egal cu 9 și 9 se împarte. Multiplu de 9. Un multiplu de 9. Bine. Și atunci am însemnat că egal cu 2 și cu 3 cât face? 5 plus x să facă multiplu de 9. Și ce? Ce înseamnă multiplu de 9? 9, 18, da? Da. Și ce x să fie aici ca să facă? 4. Deci pentru x egal cu 4 rezultă 5 plus 4 egal cu 9, care se divide la 9. Dacă aș spune acolo 9, 9 și cu 5, cât dă? Alt x mai este aici? Nu. De ce nu? Este 9. Atât, x-ul e cifră. X-ul e cifră ca valoare. Da, am o întrebare, profesor. Cum o câteți din urmă? Dacă x e la 10
El nu e o 10, adică o 10 e 10 într-un fel, nu? Nu, nu, nu. El indică câte 10. Deci cifra de pe poziția asta, atenție, el, deci următoarea întrebare. Cifra de pe poziția asta îmi indică numărul de 10. Dar numărul de 10 este până la 9. Da? Tu vrei, tu vrei să spui așa, Mario, vină cu așa, să explicăm. Okay. Deci, el îmi întreabă așa, aici, n-ar trebui să fie și o 10? Da. Deci, dacă aici ar trebui să fie 10, nu. El indică, cifra asta indică numărul de 10. Uite, 237, cum înțelegem noi? 200. Plus 30. Plus 30. Plus 7. 30 plus 7. Adică mi indică două, de două ori fiți 100. Plus 3 ori de 10. Da? Plus 3 de ori de 10. Plus 3 ori de 10. Plus 7. Deci, cifra de aici mi indică numărul de 10. Da? Cât de 10 avem în construcția numărului? Iar cifra de aici mi indică numărul de sute. Cât de sute avem în construcția numărului ăsta, da? 200. Deci 200, 30, și 7 unități, cum am luat aici. 7 unități, acolo 3 unități. Deci la întrebarea ta, cifra asta până unde se poate duce ea? De pe poziția asta. Până la 9. Că sunt resturile împărțit la 10. Care sunt resturile împărțit la 10? 0, 1, 2, 3, până la 9. Deci noi avem aici scris numărul în baza 10. Da? În baza 10. Da. Și în baza 10 am resturile 0, 1, 2, 3, până la 9. Ăsta e motivul pentru care se întâmplă să am aici numai cifre. Nu mai e valori până la 9. Da. Când au fost gândite numerele, deci în baza 10, scrierea în baza 10, s-au avut în vedere resturile împărțirii la 10. Așa. Deci, singurul număr x egal cu cine acolo? X egal cu? X egal cu 4. 4. Dar dacă dau așa, 2, x, 1, să se divide la 3. Care sunt? Ce numere sunt acestea? Care sunt toate numele care se divide la 3? Poți să spun eu? Da, te rog. Ok, ia să n-am mai. Poți fi primul 3. Un pic, un pic, da, să vedem. Te rog de... X egal cu 0. Cum ai gândit? Păi 2 plus 1, 3, împărțit la 3. Așa. Da. Deci tu gândești în felul următor. 2 plus x plus 1 să se divide la 3. Ce ar fi însemnat? Ca 3 plus x să se divide la 3. 3 plus x să se divide la 3. Și poți să spun... Și ce x să fie ăsta? X poate să fie 0, 3, 6. Deci rezultă că x aparține mulțimii 0, 3, 6. X aparține mulțimii 0, 3, 6. Și atunci numele care sunt? De ce formă sunt numele? 201. Deci 2x1 aparține mulțimii numerelor. Mulțimii numerelor. 201. 201, corect. 201, 231 și 261. 231, 261 și n-ar fi și 291? Nu. De ce nu? Ba da. De ce? Ba da. Da. Mă seama? Da. Știu, știu, mulțumesc frumos. Am înțeles. Da, 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 perfect. La revedere. Ce nu se vede? Deci... Audi? Nu, nu s-aude, s-aude. Ah. Da, era altă problemă. Deci, copii, 201, 200... Asta vreau să vă zic acum. 231, 261 și 291 sunt numele bune. Da. Dar dacă vă dau așa, 2XY să se divide la 6. Nu mai ușor. 2XY să se divide la 6.
Deci toate numerele de forma asta 2y, care se devin la 6. Păi, ar putea fi 2... O secundă, Ce trebuie să înțelegeți voi? Că numărul ăla se divide și la 2 și la 3. Asta e important. Deci este echivalent. Va spune că 2xy se divide la... La 2 și la 3. 2 și tot același număr 2xy se divide la 3. Și ce va spune xy? 0. Dar să luăm pe ușor. Faptul că se divide la 2 înseamnă că y aparține mulțimii cărei? Și 0. Nu poate fi 0. Nu. De ce? Nu suntem împărțit la 2, 100. O secundă. Da, da, la 3. O secundă. Y-ul nu poate să fie 0 pentru pretenția lui 2? Deci Y-ul aparține mulțimii cifrelor 0, 2, 4, 6 și 8. Ca să stai sigur de intimitatea la 2. Și noi începem studierea cazurilor. Pentru Y e al cu 0. Deci pentru. Dar la 3 când se divide? Dacă și mai exact. Toate nume. 2 plus X plus Y egal cu 1. 2 plus X plus Y. Este egal cu 1. Se divide exact la 3. Divide la 3. Și noi începem așa. Pentru cazul întâi. Y-ul este făcut 0. Da? Pentru Y egal cu 0, ce se întâmplă? 210. 200, o secundă. Deci în 2 plus X plus 0. Că pentru Y a făcut 0. 2 plus X plus 0. E egal cu cine? 210. 2 plus X. Și care trebuie să se divide la 3. Ce X să pun eu aici? 1. Deci rezultă că X aparține mulțimii valorilor 1. Apoi? 4. 4, sigur că da. 4. 6. 6. Divide 6. Nu, scuzați, m-am vrut să zic 7. 7, corect. Și cam atât. Și cam atât ne oprim. Pentru că dacă mai pui 3, faci 10 și nu văd. Depășește posibilitatea. Așa. Și acum mergem pentru Y care am cu 2. Pentru Y care am cu 2 rezultă. Ia să vedem ce rezultă pentru Y egal cu 2. Păi zicem 2 plus X plus 2. Că Y l-a făcut 2, da? 2 plus X plus 2 egal cu 2 și cu 2 face 4. 2 plus 2? Da? 4 plus X. 4 plus X se divide la 3. Ce X poți să pun aici? 2. X-ul 2 odată. Deci X aparține mulțimii formate din 2. Apoi. Ce alt X mai pot să pun? 5. 5. Și alt X. 8. 8. Și cam atât, da? Asta pentru Y era cu 2. Mergem pentru Y egal cu cât? Cu 4. Ce devine relația? 2 plus X plus 4. 2 plus X plus 4. Face 6 plus X. Care cer să se divide la 3. Dacă și numai dacă X aparține mulțimii? 3. Apoi. 3. Apoi. 6. Corect. Și respectiv? 8. Nu. Nu. Și atunci, hai să începem să le scriem. Pentru Y egal cu 0, deci care sunt numerele pe care le avem? 2. 2, 1, 0. Apoi. 2, 4, 0. 2, 4, 0. 2, 7, 0. 2, 7, 0. După aia pentru 2. 2, 2, 2.
2, 5, 2. Și 2, 8, 2. 2, 8, 2. Și la egal 4, numele sunt 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 6, 4. Vedeți? Practic, fixându-l pe Y, am varianta lui X. Da? Iată, Y acum cât trebuie să fie? 6. Și înseamnă că 2 plus X plus 6, care face 8 plus 8. X, să se divide la 3. Ușor, X e la 1. X aparține mulțimii valorilor. 1. Că 4 și 8 fac 12. Deci se mărește 1 cu 3. Da. Da? 4. Apoi? 7. 7, sigur că da. 7 și cam atât că dacă 10, nu este cifră. Da? Așa. Numele... Și numele care apar sunt următoare. Hai să le scriem. 2, 1, 6, 2, 4, 6, 2, 7, 6. În sfârșit, pentru Y egal cu 8. Deci am ajuns. Avem 2 plus X plus 8. Este egal cu 10 plus X. Care se vede exact la 3. Da. X egal cu 1. X egal cu 2. X aparține mulțimii valorilor 2. 6. 2. 2, 9. Nu, 8. 8. 2. 2, 5. Pentru că 10 plus 5 este ce aparține la 3. Sigur că da. 2, 5. 8. 8. Și atât. Da? 2, 5, 8. Și atunci numele o să fie? 228. 8. 226. 225. Iată, în clipa asta, am găsit. Spun că numele de tipul ăsta, 2XY, sunt egale cu? Aparțin mulțimii numele acesta. Ce calitate au acestea? Care se divid la 3 și la 2. 2. Deci la 6. Da. Da? Deci acele că se divid la 6 este de parcă aș fi cel